Bun găsit! Nora și-a obișnuit deja urmăritorii cu activitatea ei destul de intensă în mediul online. Aceasta își încânta urmăritorii de câte ori are ocazia cu activitățile ei zilnice. Nu știu dacă v-a fost dor de Seba, fostul concurent Mireasa, dar de curând acesta și-a surprins urmăritorii cu un videoclip în care le arată acestora cum își lucrează mușchii la sala de forță. Despre viața sa amoroasă, dar și despre cea profesională, Seba nu a mai publicat nimic în ultimul timp. Să mergeți la sală, da? Isabella și Blaze publică imagini deseori cu ei doi împreună. Cei doi îndrăgostiți sunt foarte activi în mediul online, mai ales pe TikTok, unde publică foarte des videoclipuri amuzante, create pentru a le aduce acest. După despărțirea de Radu, Mădălina a avut o perioadă îndelungată în care a lipsit din mediul online. Ei bine, se pare că aceasta a reapărut și e tot mai activă. Mădălina publică deseori imagini cu ea și cu prietenele ei în oraș, la cluburi și în diverse alte locuri. Se pare că în sfârșit a decis că viața merge înainte.